Iată, am revenit la această colonie și după ce m-am consultat un pic cu cineva, am decis să iau o măsură experimentală pe care nu mă gândeam eu la așa ceva. Am făcut restartări în trecut, dar acum am zis hai să încerc această metodă pe care mi s-a propus să o încerc. Și cum vom proceda, ce vom proceda? Stucul e plin de albină, el nu vrea să construiască rame. Și atunci fac exact opusul la ceea ce am făcut eu. Și nu o să zic, mai bine fac ca să vedeți exact despre ce e vorba. Ce de albin. Bun. O să fac exact opusul la ceea ce am făcut eu azi. Și să vedem ce o să iasă. Ce o să iasă. Începem treptat. Am vrut să las pe mâine, dar nu am răbdare. Și voi începe. Ne aduc clădița aproape. Voi începe de aici. Acum nu mai are importanță. Ramele pe care le iau în mână, nu mai trebuie să ne uităm pe ele, pur și simplu îi doar scot afară din stuc. Așa. Azi suntem sâmbătă și luni. O să revin cu ce facem mai departe. Aha. Acum trebuie să vă las un pic să vedeți ce o să-i fac. Pentru unii o să fie un pic șocant, cei care nu sunt obișnuiți, dar consider o metodă. O consider o metodă bună. Pentru ceea ce va urma. Bun. Începem, da? Începem să scuturăm ramele. Să le scuturăm. O lucrare care este totuși interesantă. Vom vedea la care efect. Este un experiment, cel puțin nu l-am văzut online.
dar consider că este ideal pentru această colonie să facă acest lucru. Toate ramele le voi scutura acolo, absolut toate, în afară de cuib, în afară de zona în care marca este izolată, aceea nu va fi scuturată. Ideal era acum să am la dispoziție și niște sirop oxalic, dar e bine și așa. Mai lăsăm rame deloc. Bine, acum am avantaj că nu am foarte mult puiet, adică pe rame. Ideea este să le las fără nicio ramă. Doar cuibul. Aici o să aduc aduc o ramă ca să-mi stea mie grila aceea. A trebuit să stea ca un roi natural acum, da? Dacă și așa a vrut
se urce în copac, a trebuit să stea așa, ca un roi natural. Și să se descurce. Acum, dacă pleca în copac, ce făcea acolo două zile, nu? Până pornea el, până... Ia să vedem. Mai arunc așa o privire, dar nu cred că mai e nevoie. Oricum, cam așa îl lăsăm. O... Cu toată albina asta scuturată. Vorbeam în filmul trecut de restartare, cam așa ceva este, o restartare. Este o semi-restartare, fiindcă ramele din izolare vor rămâne acolo și le voi scutura doar pe acestea. Bun, acum cred că ați înțeles ideea. Știți despre ce e vorba. Vom vedea și cum va funcționa acest lucru. De ce efect va avea. Bun, cam atât am vrut să vă arăt dumneavoastră cam cum este. Și vom vedea care va fi rezultatul. Bine, până data viitoare, numai bine.